Salut! Clipul de față este primul clip ce face parte dintr-o miniserie începând de acum. Asta este primul episod în care vreau să-mi încep un business nou la țară. Eu filmez din vechiul business de aici, de la mine. Am avut o microfermă de legume care nu mai produce acum, din păcate, pentru că datorită jobului pe care l-am în prezent nu mai permite să stau să lucrez și în această fermă. Îmi pare foarte rău, încă produc anul ăsta pentru mine, dar voi demonta tot. Vreau să încep un nou business cu 3 căbănuțe afren, să fac un complex turistic, dar vreau să-l fac fără credit în bancă, fără împrumuturi de nicio natură și vreau să fac totul cu răbdare, încet, încet, doar din salariu, dacă se poate. Să încep cu o cabană, să mă extind la 3 aici în spatele meu, să vină prima, a doua și a treia. Aici să fie totul aranjat pentru complex, foișor, grătare, alei, foarte multe flori, foarte multă vegetație. Iar acesta va fi primul episod. Adică chiar de la zero, încep de la 0-0. Nici măcar cu amenajarea terenului, încep cu curățenia terenului, pentru că este plin de bălării, buruieni, materiale vechi de construcție. E haos. Aici au fost solariile în spate, și în stânga, și în dreapta, și unde mă aflu acum, după cum se poate și vedea. Rămâi în continuare pe acest canal. Nu uita să te abonezi ca să fii la curent cu ceea ce urmează și cu evoluția acestui proiect. Sper să finalizez totul în 15 episoade. Hai să-l fac în 15 episoade. Nu va fi nici ieftin, nu va fi nici ușor. O mare parte din prima cabană a frame va fi făcută din materialele de aici, din fostul solar, dacă vreau să vă arăt și vouă. Încă avem grinzi, lați, puțină scândură, grinzi foarte bune, care nu au fost afectate de apă foarte mult, deci sunt uscate. Tot ce mai am aici voi folosi pentru cabana. Bineînțeles și cu materiale cumpărate. Clar nu mi-ajung materialele pentru ce am aici. Dar acum locul este așa. Este un mic haos. Aici am început deja curățenia. Până acolo în gard, buruieni. Aici la fel, aveam un rug de mur care nu a produs niciodată, trebuie să-l scot. Aici tot curățat, solarul tot demontat. Asta va fi view-ul de la complexul Casa Marc. De mult am numele ăsta în cap, nu este inventat acum. Iar aici trebuie să mă apuc să curăț tot. Să mă lupt puțin cu șerpii, ca să zic așa. Tot a venit vara. Iar fosta fermă încă ne oferă materie primă foarte bună. Adică, de ce nu? Grinzi. Până demontez eu solarul, încă am rânduri pregătite pentru tomate. De ce să dau banii pe ele când stau la țară, nu? Toată această fostă fermă o vom transforma în prima cabană A-frame. Iar aici totul va fi reamenajat cu alei din piatră, cu băncuțe, cu foișor, cu tot ce am spus mai devreme. Așa că vizionare plăcută. Ne vedem pe parcurs. Ciao.
Bye.
Ce plantă crezi că încerc eu să aclimatizez aici, lângă viitoarea căbănuță? Lasă-mi în comentarii răspunsul. Dacă reușește să facă și fructe, sunt cel mai tare. Thank you.
Salutare! Ei bine, ăsta e primul episod din proiectul meu cu cabana A-Frame. Sper că ți-a plăcut. Nu pot face mai mult momentan pentru că am nevoie să cumpăr niște grinzi pentru baza cabanei, mai lungi decât am eu un vechiul solar. Am nevoie de grinzi de 6 metri, vreo 7 bucăți, așa că mă voi opri aici cu primul episod. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să lași un like, să te abonezi dacă vrei să vezi progresul și cum continui să o construiesc. Cam asta este tot. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!